cu prestația care a avut-o, cu faptul, în primul rând, cu faptul că a câștigat trofeul, că putea să aibă prestații dacă nu câștigi, practic devine cel mai mare jucător din istoria fotbalului peste toți ceilalți, inclusiv peste Maradona? Nu știu dacă cel mai mare din toate timpurile, dar cel mai mare din acest moment. Da, de ce n-ar fi cel mai mare din toate timpurile? Cine ar putea să-l bată totuși? Ținând cont că, scuză-mă, doar vreau să spun atâta, că a câștigat campionatul mondial în sfârșit. A câștigat, a făcut tripla, Copa America, Olimpiadă. Are nu știu câte cupe Champions League la activ și noi știm ce înseamnă Champions League. Champions League înseamnă competiția unde joacă cei mai valoroși fotbaliști din lume. A dat aproape 1000 de goluri, sau câte a dat, 700, aproape 800 de goluri. A câștigat acum trofeul, a marcat de două ori în finală plus penaltiul. Adică cine totuși, ținând cont și de cifre, acum eu vorbesc concret de trofee, pentru că ce se întâmplă? Eu îl iubesc pe Maradona, pentru mine Maradona. Baloanele de aur, scuză. Da, baloanele de aur pentru mine Maradona e în inima mea, dar din punct de vedere, lăsând la o parte jocul în sine, din punct de vedere pragmatic, da? Din punct de vedere pragmatic și al cifrelor și până la urmă ceea ce arăți a vitrinei, Maradona nici nu există în fața lui Messi. Nu există. Pentru că Maradona are un titlu mondial și în rest la revedere. Și titlul cu Napoli. De-aia te-am întrebat, ținând cont de, de toată această, toate aceste lucruri, cine ar putea să fie peste Messi din toate timpul? Poate Maradona? Gândiți-vă că Messi la toate are o echipă în spate. Nu joacă singur fotbal. Este cel mai bun în momentul de față din punctul meu de vedere, dar cred că poate au fost alte și mai buni. Poate Maradona, cum spui tu. Mie îmi place foarte mult Messi. Mie îmi place foarte mult Messi pentru că am spus-o la foarte multe lume, el joacă cu un singur picior fotbal. Adică atletul perfect din punctul meu de vedere este Ronaldo, dar Messi să joace cu un singur picior și să facă atâtea lucruri este, cum spui tu, un zeu. Robert, cel mai mare din toate timpurile, ținând cont și de toate aceste lucruri concrete, palpabile, până la urmă? Nu știu, câte Champions League a luat? 4. Și baloane de aur? 7. Sau 6, că nu mai știu. 7. 7 și o să mai ia încă 1. Probabil. Asta, da. Puneți-l, da. Pentru, o să ia pentru la anul, probabil, e clar. Probabil. Nu știu, cred că e greu de compara Horia. De ce? Pentru că fotbalul a evoluat an de an. Este alt ritm, fotbalul deja e o știință. Uite, gândește-te că, nu știu, pe vremea lui Pele, dacă aveai o leziune de meniscus, te lăsai de fotbal. Astăzi mergi la chirurgie, la artroscopie și după 7 zile faci antrenament. Metodele de refacere, de recuperare, nutriția, toate lucrurile astea, normal că au avansat și sunt un plus pentru cei care joacă în momentul de față. Fără a lua nimic din meritele lui Messi, cred că nu putem compara cu cei care au fost înaintea lor și cred că fiecare epocă, fiecare generație l-au avut pe unul, cel mai bun. Din punctul meu de vedere, în momentul de față, Messi este inegalabil și cred că nu vom mai avea cu toată prestația stelară a lui Mbappé, nu cred că vom mai avea curând un nou Messi și suntem și privilegiați, cum ai spus tu, pentru că în decurs de 20 de ani de zile vedem niște fotbaliști și o densitate de mari fotbaliști, de valori, care nu cred că au mai fost în istoria fotbalului și nici nu cred că vor mai fi. Și vedem aici, vorbim, dacă vrei, numai de top de top, Maradona, Messi, Haaland, Mbappé, Neymar, Benzema, Roberto Carlos, Ronaldinho. Ronaldo nu, brazilian. Zidane, Figo. Adică am avut privilegiul, norocul să vedem atât de mulți într-un timp atât de scurt, încât cred că e cea mai bună epocă a fotbalului modern. O să-i se spună Golden Age, îi se va spune. Cred că da. Andrei, Messi cel mai mare din toate timpurile? Din punctul meu de vedere, da, dar eu sunt un om al cifrelor și de foarte multe ori în fotbal emoționalul depășește statisticul. Asta este frumos, pentru că sunt fotbaliști despre care se spune că sunt cei mai mari, cei mai tari. Dacă te uiți pe cifrele lor, constați că lucrurile nu stau deloc așa. Și în fotbalul de afară, și în fotbalul de la noi,
Am avut tot timpul o problemă cu așa ceva și întotdeauna aș fi vrut să aflu argumentele celor care îi pun pe piedestal pe unii pentru care cifrele nu vorbesc. Acum la Messi vorbesc toate cifrele și mă bucur că se întâmplă lucrul ăsta și mă bucur că, de exemplu, tatăl meu care are 86 de ani și care se uită la fotbal de foarte mulți ani, mi-a spus, tată, eu i-am văzut pe toți, i-am prins pe toți, atât cât puteam să văd, că ăsta nu e nimeni. Indiferent ce îmi spuneți despre Pele, despre Cruyff, despre, Maradona. Eu știu, Maradona, ca ăsta nu este nimeni. Acum, faptul că lucrurile se încununează statistic cu tot ce ai descris tu, dovedește, sau nu, pune pe același plan raționalul cu emoțional. Și în momentul în care cele două se îmbină, este greu de detronat un astfel de personaj care a strâns și din partea rațională și din partea emoțională a publicului practic tot ce se putea strânge. Da. E greu, va fi greu de dat jos de acolo, dar să nu spunem că va fi imposibil. Imposibil, pentru că fotbalul evoluează și evoluează crescent exponențial. Vom avea, cred și noi și eu, prilejul să ajungem să vedem fotbaliști care să fie comparați cu Messi în următorii 20 de ani. Eu așa cred. La modul cum se dezvoltă fotbalul. Imaginează-ți că pentru balonul de aur, pe care eu nu-l consider o chestie strict rațională, este foarte mult emoțional în decernarea balonului de aur. Pentru balonul de aur, Maradona n-a putut concura. Pentru că pe vremea când Maradona juca, balonul de aur se acorda numai fotbaliștilor care erau născuți în Europa. L'Équipe și France Football asta făceau. Acordau trofeul jucătorilor născuți în Europa. Deci Maradona sau, eu știu, Pele sau și așa mai departe, nu puteau concura. Emoționalul intervenea și am văzut și acum. Messi, unul dintre trofeele lui Messi, oricât de mare ar fi, din punctul meu de vedere, nu este meritat. În anul în care Xavi, Iniesta au luat titlul mondial cu Spania și au luat Cupa Campionilor și așa mai departe, a fost ales tot Messi. Ceea ce nu mi s-a părut normal la momentul ăla. Dar toate cifrele care au finalitate pe o tabelă de marcaj a unui stadion și care nu pot fi contestate sub nicio formă, alea, din punctul meu de vedere, sunt cifrele care vor rămâne. Iar trofeele cucerite pe teren în baza ceea ce scrie pe tabela de marcaj rămân. De asta, eu mă bucur foarte mult că viața asta mi-a oferit prilejul să fiu ziarist sportiv. Pentru că, spre deosebire de alți colegi de-ai noștri care activează în altă sferă de acțiune, noi, ziariștii sportivi, putem să venim cu tot felul de lucruri emoționale, să hiperbolizăm, să metaforizăm și așa mai departe, dar niciodată nu vom putea să trecem peste tabela de marcaj pe care noi o avem. Și în alte domenii de activitate, ea nu există. Poți să spui orice. Există, sigur, la politică, tabela de marcaj a alegerilor. Aceea, dar aia e din 4 în 4, din 5 în 5. La noi, etapă de etapă, săptămână de săptămână, există o tabelă de marcaj. Și nu poți să inventezi. Orice ai face, se încearcă. Să găsești nuanțe, să găsești explicații. Dar nu poți să spui că au câștigat unii care au pierdut meciul pe tabela de marcaj. Este imposibil.